Înțepa femeile în tramvai pentru că erau frumoase și voia să le atragă atenția. Asta deși acasă avea o soție și un copil, iar printre cunoscuți părea un om respectabil. Bărbatul arestat ieri pentru 29 de zile nu ar fi fost însă chiar așa, iar viața lui de cuplu era departe de a fi perfectă. Vecinii spun că era un tip agresiv și că nu de puține ori s-au auzit certuri între el și soția sa. Aveți o problemă cu femeile? Victimelor nu le-a dat nicio explicație pentru ce a făcut. A spus însă polițiștilor că înțepa numai femeile foarte frumoase. Voia să le atragă atenția. Șocant este însă faptul că bărbatul din imagini avea o viață aproape perfectă. Lucra într-o bancă, avea o soție avocat și un copil. Este o surpriză foarte, foarte mare. L-am cunoscut de când a venit de câteva luni în acest bloc. Ca pe un tip liniștit, gospodar, ce a făcut, ce este acuzat, asta este dincolo de orice bănuială de a mea. Bănuieli aveau însă vecinii cabinetului de avocatură al soției. Acolo cei doi s-ar fi certat de multe ori, iar bărbatul le-a lăsat impresia că este violent. O imagine total diferită de cea pe care o afișa în viața de zi cu zi, dar care se pliază perfect pe ceea ce făcea atunci când se urca în tramvaie. În mod de a atrage atenția acelor fete pe care probabil că nu le trata și nu realiza că sunt ființe umane cu demnitate, cu emoții, ci personaje de la care ar fi dobândit acea gratificare emoțională, afectivă, imediată. Specialiștii merg însă chiar mai departe. Spun că problemele în cuplu ar putea fi o cauză a faptelor sale. Actul său este străveziu din punct de vedere psihopatologic. Avem de-a face cu un om care are probleme de dinamică sexuală. Ar fi o explicație, dar psihologii și psihiatrii ar trebui să stabilească dacă bărbatul are probleme psihice grave sau nu. Cătălin Nistor a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Ar putea primi mai departe până la 7 ani de închisoare pentru ceea ce a făcut.